Și ieșind de acolo, a plecat Iisus în părțile Tirului și ale Sidonului. Și iată o femeie cananeană în acele ținuturi, ieșind strigată, miluiește-mă, Doamne, Fiului David, fica mea este răutimită de un diavol. El însă nu i-a răspuns niciun cuvânt și apropiindu-se, ucenicii lui rugau zicând, slobozește-l că strigă în urma noastră. Iar el răspund a zis, nu sunt trimis decât către oile cele pierdute ale casului Israel. Dar ea venind s-a închinat lui zicând, Doamne, ajută-mă. El însă răspund a zis, nu este bine să iei pâinea fiilor, să o arunci câinilor. Dar ea a zis, da, Doamne. Dar și câinii mănâncă din fărmiturile ce cad la masa stăpânilor lor. Atunci răspundând Iisus i-a zis, o femeie, mare este credința ta, fie ție după cum voiești și s-a tămăduit fiica ei în ceasul acela. Preacuvioasă Părinte, iubiți credincioși, iată Evanghelia de astăzi, de la Sfântul Evanghelist Matei, ne pune înainte o istorisire despre una dintre călătorile Mântuitorului înspre Fenicia Siriei. În Evanghelie ne spune despre părțile Tirului și ale Sidonului. Bineînțeles, erau locuri populate de păgâni. Și totuși, fiind populate de păgâni, iată că știau, auziseră despre Hristos. Știau că a făcut minuni, știau că este Cel care tămăduiește orice boală și orice neputință, auziseră. Și ne spune Evanghelistul Matei, o femeie cananeancă din acele ținuturi, a ieșit în întâmpinarea lui și striga, miluiește-mă, Fiului David, fica mea, este rău chinuită de un diavol. Iubiți credincioși, poate dacă ne gândim fiecare la rândul nostru, la unii dintre părinții noștri sau la părinții noștri care în decursul vieții au avut greutăți sau boli sau suferințe sau chiar noi. Ce am fi făcut? Sau ce facem noi în această situație? Unde alergăm? De obicei, poate mergem să vedem la medic, din punct de vedere fizic, trupesc, unde este problema. Și apoi ne gândim noi sau ne venim în fire, așa ca și Fiul Risipitor, până în Doamne am greșit la cer și înaintea Ta, ne aducem aminte că, de fapt, noi trebuie să ne îndreptăm spre Dumnezeu. Și acolo este alinarea noastră, acolo este ajutorul, de acolo vine toată puterea și tot darul cel desăvârșit de sus este. De la Părintele Luminilor. Și această femeie cananeancă, așa cum vă spuneam, a auzit de Mântuitorul Iisus Hristos. Și a strigat. Dar putem să spunem despre Mântuitorul Iisus Hristos că este indiferent. În, poate, primul tablou pe care îl vedem la întâlnirea cu femeia cananeancă, se face că nu aude. Trece indiferent. Și ea striga mai tare. Până când apostolii strigă, Doamne, slobozește-o că strigă în urma Ta. Trece mai departe, tot cu indiferență. Și îi spune, nu sunt trimis decât către oile cele pierdute ale casului Israel.
Iată că le spune pentru ce a venit Domnul. Pentru oile cele pierdute ale casului Israel. Ea mergea mai departe și striga. Și s-a închinat lui zicând, Doamne, ajută-mă. De câte ori iubiți credincioși spunem noi acest cuvânt, Doamne, ajută-mă dimineața, seara, la amiază sau peste zi. Sau când este necesar să iau o decizie. Doamne, ajută-mă. Sau Doamne, ajută-mă. Sau este salutul pe care îl salutăm atunci când ne întâlnim unii cu alții. Ca Dumnezeu să ne ajute tuturor. Este minunat, fiți credincioși. Pentru că Doamne ajută, sau Doamne ajută-ne, este un fel de a-L binecuvânta pe celălalt cu care te întâlnești și cer binecuvântarea lui Dumnezeu să vină asupra lui. De aceea, cu atât drag, spunem de fiecare dată când ne întâlnim, Doamne ajută. Și această femeie, iată că s-a închinat, a zis, Doamne, ajută. A continuat trecând peste toate indiferența Mântuitorului, deși această indiferență avea un scop. N-a venit la întâmplare, n-a plecat la întâmplare spre părțile Tirului și ale Sidonului Mântuitorului, ci să scoată ceva în evidență, ca să ne rămână nouă de învățătură. Și spune Mântuitorul, nu este bine să iei pâinea fiilor, și să arunci câinilor. Adică, așa cum a spus, pentru cine a venit Mântuitorul? Pentru poporul Israel. Și poporul Israel erau fii împărăției. Și atunci, ca să înțelegem noi, adică să iei pâinea fiilor și să arunci câinilor, fii erau poporul Israel, iar ceilalți celălalt neam, le-a numit Mântuitorul câini. Și această femeie a continuat mai departe, jignită fiind de această atitudine, de această expresie. Și a spus, da, Doamne, așa este. Dar și câini mănâncă din fărmiturile ce cade la masa stăpânilor lor. Iată, iubiți credincioși, ce înseamnă credință? De multe ori, noi ne punem la rugăciune și cerem lui Dumnezeu, poate uităm să-i mulțumim. Dar e cer, sănătate, înțelepciune, toate cele trebuincioase noastre, nouă. Dar atunci când nu primim, lăsăm rugăciune. Lăsăm postul. Lăsăm fapta bună. Pentru că nu mi-a răspuns Dumnezeu la rugăciunea pe care a făcut-o. Aceasta este lipsă de credință, iubiți credincioși. Îndoială în credință. Eu trebuie să merg mai departe. Să insist. De aceea spune Mântuitorul, bate și ți se va da. Caută și vei afla. Cere și ți se va da. Insistă. Nu te lăsa de rugăciune atunci când nu primești ceea ce ceri. Sau când te jignește cineva, nu te lăsa de rugăciune. Pentru că Dumnezeu ne-a creat și El este Creatorul nostru, nu ne dezicem noi de El dacă nu ne-am pune El. Poate nu ți este de folos. Poate nu este momentul că Dumnezeu nici nu grăbește, nici nu întârzie. Și la vremea potrivită, vin toate. Dar să nu lăsăm credința, să nu ne lăsăm de rugăciune, să ne lăsăm de post, ca și cum ne-ar răzbuna pe Dumnezeu. Ne răzbunăm pe noi înșine, iubiți credincioși. Nu ne răzbunăm pe Dumnezeu. Nu facem rău lui Dumnezeu că nu postim, că nu ne rugăm, că nu mergem la biserică, că nu facem bine. Nu. Ne facem nouă rău.
Ca și cum am urca niște drepte și la un moment dat nu mai vreau să urc, ci vreau să cobor. Dar nu mai cobor pe drepte, ci sar. Și apoi iar trebuie să iau de la capăt, de la dreapta cea mai de jos, și în loc să urc din dreapta în dreapta, să ajung spre curăția cea pe care ne-o cere Dumnezeu, unde să locuiască Hristos în mintea și sufletele noastre, eu totuși cilesc ca ecavierul, de sus jos. Și, bineînțeles, nu este spre folos. De aceea, exemplul acesta, și vedeți, această Evanghelie se pune la taina Sfântului Masă. Și de fiecare dată, când o auzim la taina Sfântului Masă, pentru că este o vindecare. O vindecare atât sufletească, cât și trupească. Pentru că să ne încredem în Dumnezeu și să nu-L dăm la o parte, să nu-L neglijăm. Și, bineînțeles, este foarte important ceea ce vă spuneam, să nu lăsăm rugăciune. Cu timp și fără timp. Nu contează că este dimineață sau la amiază, seară, sau m-am trezit în miezul nopții, să-L laud pe Dumnezeu. Oriunde sunt și cu siguranță Dumnezeu nu mă părăsește. El este acolo. Eu sunt cel care oscilez. Cu sau fără Dumnezeu. Vă spuneam eu la un alt cuvânt, tot la această Evanghelie, că putem să prescurtăm această Evanghelie într-o frază. Zim cum vrei, dar dăm ce-și cer. Adică poți să-mi spui câine, poți să-mi spui javră, poți să-mi spui cum vrei, dar nu mă las de Dumnezeu, dăm ce-și cer. Iată, această femeie hananiacă, aceasta a făcut. N-a interesat-o că i-a zis câine, n-a interesat-o că a jignit-o față de poporul care era de față. A mers mai departe și a cerut ca fiica ei să fie eliberată de acel duh necurat. Și confide Mântuitorul, o femeie mare este credința ta, fie ție cum voiești, și s-a tămăduit fiica ei în ceasul acela. Iubiți credincioși, aceasta este Evanghelia de astăzi, acesta este mesajul Evangheliei de astăzi. Orice intemperie ar veni asupra noastră, să nu ne gândim. Iar ca exemple avem moșii și strămoșii noștri care au stat de veche la hotarele acestei țări, ca noi să fim liberi astăzi. Ca noi să muncim acest pământ, să nu-l lăsăm de izbeliște, să nu-l vindem, să nu-l înstrăinăm. Pe aceștia avem ca exemple. Și să ne luăm după aceștia, nu după lichele, ci după exemple cele vrednice de laudă, cele care au stat atât că au fost conducători, atât că au fost episcopi, preoți, duhovnici, oameni de rând de astfel care au învățat poporul și așa mai departe. Să ne luăm după exemple. Și, bineînțeles, citind sau citând dintr-o carte a unui părinte un exemplu de credință, ne spune că un loc cu mai multe etaje a luat foc și fiecare a reușit să scape, să fugă. Dar un copilaș a rămas neobservat de părinții lui, pentru că în momentul când intervine focul sau apa, toată lumea intră în panică. Nu mai gândește normal, ci anormal, ci să-și scape singur viața. Așa cum poate și astăzi ne gândim, mulți dintre noi, să nu mă întâlnesc cu tare, că a avut COVID, să nu mă întâlnesc cu celălalt, că a avut COVID, dar oare suntem veșnici pe acest pământ?
Oare Dumnezeu nu știe când plecăm din această lume? Sau cât trăim pe această lume? Punem la îndoială pe Dumnezeu? Și acest copilaș a rămas. Și când se ajungă la scară să coboare, a ajuns flăcările acolo. Și a început să strige după ajutor. Și tatăl lui l-a auzit. Și a zis, du-te la geam și aruncă-te, că eu sunt aici și te prind. Dar nu te văd. Și a spus, tu nu mă vezi, dar eu te văd. Aruncă-te și crede ceea ce spun eu. Și s-a aruncat și l-a prins tatălui în brațe. Iată, iubiți credincioși, ce înseamnă credința după cuvântul tatălui. Ce facem noi, iubiți credincioși? Ne încredem noi în cuvântul tatălui? Sau îl banalizăm? Sau îl trecem cu vedere? Lăsăm să treacă pe lângă noi. De atâtea ori, mâna întinsă a săracului, de atâtea ori, mâna neputincioasă a celui în vârstă, de atâtea ori, patul celui bolnav, nu-l vizităm, sau pe cei din temniță și așa mai departe. Să fim cu luarea minte, iubiți credincioși, pentru că de atâtea ori, spunea un părinte că noi ne adresăm iubiți credincioși. Și dacă am spune altfel, necredincioși, pentru că de multe ori suntem necredincioși, și ni s-ar potrivi să spunem acest lucru. Ni s-ar potrivi, că ne îndoim și de cuvântul lui Dumnezeu, și de cuvântul duhovnicului, și de cuvântul preotului, și așa mai departe. Ni s-ar potrivi să ne adresăm așa, iubiți necredincioși. Nu numai dumneavoastră, și noi, preoții. Să fim cu luarea minte. Să credem în Dumnezeu, să ne rugăm lui Dumnezeu, să-i mulțumim lui Dumnezeu, să facem binele pe care Dumnezeu îl face necondiționat și noi tot la fel, dezinteresat să-l facem și cu siguranță, la momentul potrivit când cerem lui Dumnezeu ceva, chiar dacă nu în momentul când cerem, ci mai târziu sau când Dumnezeu consideră, ne va împlini și rugăciunea, și dorința, și neputința, și tot ceea ce avem nevoie sufletului și trupului. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.